A fost război, o Doamne sfinte, ce mult s-a stins din viață oameni. A fost război, iar după el a fost și foame, ce mult s-au stins din viață oameni. A fost război. Ecoul lui și acum este viu. Iarăși mai, luna mare victorie și e imposibil de a trece cu vederea acest eveniment important pentru generațiile trecute, prezente și viitoare. Deși au trecut 70 de ani de la victoria asupra fascismului, rănile pricinuite de război mai sângerează și acum. Țări distruse și pustiite, milioane de vieți chelodite, milioane de copii lipsiți de cei mai frumoși ani ai copilăriei. Una ca asta nu se uită. Nu avem dreptul să uităm nici când. Noi, generația în creștere, ne străduim să înveșnicim memoria celor căzut pentru pace. În primăvara lui 1944, la lupta sfântă, au plecat și 265 de constantieni de-ai noștri. Din păcate, astăzi nu mai este niciunul în viață. Ei alergau pe câmp în ploaie. Era un joc, de-ar fi fost un joc. Dar câmpul era câmp de luptă și ploaia cea era de foc. Erau ca două flori de tineri și erau frumoși ca doi copii. Parcă au sărit în foc deodată dintre poveri și jucării. Mai aveau frați, surori acasă, dar aveau casă, dar părinți, războiul, pe unde trece, preface lumea în suferinți. Erau frumoși și erau tineri, au ars în foc, au renăscut, iubirea, poate că e o floare, iubirea, poate că e un scut. Au trecut de acum decenii la rând și tot mai rar devine frontul lor. Acelor care atunci luptând au dobândit al nostru viitor. Cu sănătate șubredă, a câta oară, în piețe, iese ei cu noi, sub melodiile festive de fanfară și cu amintirile din cel război. Ecoul a războiului sunt monumente gloriei militare din orașele și satele noastre. Ele ne vorbesc despre luptele grele, despre faptele vitejești ale ostașilor căzuți, faptele de eroism ale acestor ostași sunt veșnice, ca și focul ce arde în preajma multor monumente. Trecutul glorios e reînviat nu numai de monumentele risipite prin sate și orașe, ci și de orice colțișor din vei și coline, din păduri și crânguri, de la răscrucile de drumuri, unde a încetat să bată o inimă, unde glontele inamicului a curmat firul unei vieți tinere. Ecou a războiului sunt și veteranii lui, oamenii care nu și-au recuperat puterile pentru repurtarea victoriei, pentru viață în cer senin, pentru pace și fericire pe pământ. În zilele de sărbători, ei își prind la reverul hainei ordinele și medalile, iar la 9 mai se îndreaptă spre mormintele eroilor, unde zac tovarșilor de arme. La punța casei ca pe răpăsat, când s-a întors de la război în câș, l-au îmbrățișat, l-au mângâiat și ochii au rămas uscați și dârși. E fericit, nu-i merge acest cuvânt, dar a rămas în rândul celor dârși că fericirea pe acest pământ să nu mai umple niciodată în câș. Bogata este limba păcii, vorbește în ea pâinea cu sare, vorbește steaua cu izvor. Și oamenii îi vorbesc cu floare. O, sfântă este limba păcii, atât de sfântă și de clară. Atunci când în limba asta vorbește țar cu altă țară. Mele ca și-a pierdut feciorii, dar continuă să-i aștepte. Cu ochii păcii eu mă uit la voi, însângerate zile de război. Cu ochii mamelor, ce florile vieții, copiii și-au pierdut pe căi răzlețe. Cu ochii milioanelor de orfani, fără de mamei zeci de ani. Manul n-are și din mare depărtare, el nu-mi poate scrie scrisoare. Poate că în război atunci a rămas fără picioare și nu poate acasă ajunge, nimeni nu-l văzuse doar, că feciorul meu se moare, nimeni nu-l văzuse doar. Ecoul războiului sunt și fostele lagări de concentrare. O sfințim.
lagăr de concentrare, unde au fost exterminați peste 4 milioane de oameni, inclusiv 20.000 de cetățeni sovietici. Deținuții au fost eliberați de armata sovietică la 27 ianuarie 1945. Pe teritoriul lagărului, în 1946, a fost creat un muzeu. Maidanet, lagăr de concentrare unde au fost exterminați aproape 1.500.000 de oameni. În lagăr a funcționat o organizație de rezistență, a fost eliberat și lichidat în 1944 de armata sovietică. Pe teritoriul fostului lagăr este înălțat un monument și construit un mausoleu în memoria victimilor fascismului. Buchenwald, înființat în 1934, lângă Weimar. Aici au fost omorâți 10.000 de oameni. În aprilie 1945, deținuții s-au răsculat. I-au ucis pe gardieni, lagărul a fost lichidat.